Bună seara, sunt Cătălin Pondruț și vă prezint știrile Mediafax. Meteorologii anunță un weekend cu ploi. Instabilitatea va crește treptat, ajungând la ploi torențiale în cele mai multe regiuni. Comisia de la Veneția a înregistrat solicitarea adresată de președintele Klaus Iohannis, prin care șeful statului cere un punct de vedere forului european, pe marginea pachetului legilor justiției adoptate de Parlamentul României. Cererea a fost făcută publică miercuri de președinte, alături de o sesizare concomitentă adresată Curții Constituționale. Un deputat, martor protejat în unul din dosarele lui Sebastian Ghiță, a declarat în fața instanței că votul dat în Parlament pentru arestarea omului de afaceri a fost filmat. În plus, deputatul spune că a fost rugat să aibă grijă cum votează. Federația Părinților cere interzicerea revenirii la catedra profesorului de religie care a fost la un pas să calce intenționat un tânăr pe trecerea de pietoni. Președintele asociației spune că această interdicție ar trebui să fie aplicată până la definitivarea procesului penal, deși acest lucru nu este reglementat în actuala lege a educației. Mai multe state din lumea arabă iau în calcul posibilitatea de a trimite trupe în Siria pentru stabilizarea regiunii. Anunțul a fost făcut de ministrul egiptean de externe și vine după ce, în urmă cu 2 săptămâni, Arabia Saudită a anunțat că este pregătită să trimită armata în Siria și să se alăture coaliției coordonate de Statele Unite. Acestea au fost informațiile momentului. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.